Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe ziaristul Cristian Tudor Popescu și pe directorul cotidianului Azi, domnul Ioan Cristoiu. Bine ați venit, domnilor! Două sunt temele pe care le vom aborda în această seară cu invitații noștri. Prima, pentru că este de actualitate, crima de la Iași, asasinarea liderului sindical Virgil Săhleanu și mai ales ce implicații a avut această crimă. Partea a doua și cea mai consistentă a emisiunii va conține comentarii, dezbateri despre cursa pentru prezidențiale. Ce șanse au candidații la președinție în această toamnă și analiza fiecărui candidat în parte. Joi 7 septembrie, în jurul orei 8 dimineața, liderul sindicatului Liber din Tepro, Virgil Săhleanu, a fost asasinat cu 7 lovituri de cuțit la ieșirea din blocul în care locuia. Luni 11 septembrie au fost arestați cei implicați în uciderea liderului sindical de la Tepro Iași, Virgil Săhleanu. Anchetatorii au stabilit că mobilul crimei a fost pierderea unui contract în valoare de 417 milioane de lei pe lună de către societatea de pază și protecție Protect. Pierderea contractului, care s-a datorat opoziției insistente, spun organele de anchetă a lui Virgil Săhleanu, l-am nemulțumit și pe directorul Tepro, Victor Bălan. Acesta a decis, împreună cu patronul Protect, să-l reducă la tăcere pe liderul sindical. Domnule Popescu, este un asasinat politic sau este un asasinat pentru bani, pentru acel contract cu firma de bodyguards? Nu pot eu să fac astfel de afirmații pentru că ar însemna să mă substitui tuturor organelor competente care cercetează acum cazul. Ce pot eu să spun ca gazetar și ca om, ca cetățean al acestei țări, ce cred că nu s-a simțit, dar nu s-a spus până acum, este liniștea extraordinară cu care acei doi inși s-au dus și l-au căsăpit pe Virgil Săhleanu. Pentru suma, am înțeles, de 2 milioane de lei. Deci acei oameni, la ora 8 și jumătate dimineața, în văzul unei scări de bloc a oamenilor de la balcoane, au înțeles că au fost cel puțin 10 martori, se duc și căsăpesc un om cu lovituri de cuțit, de bucătărie, de măcelărie, fără să aibă cea mai mică ezitare, cea mai mică șovăială. Acest lucru a produs un asemenea efect pentru că, tocmai pentru că acest caz poate avea implicații politice, poate avea implicații mult mai adânci. Dar astfel de lucruri se produc în România în fiecare zi. Acea crimă organizată de care vorbea domnul Emil Constantinescu și atunci când a plecat cu grație din postura de viitor candidat la președinție, ne-a spus că el a împiedicat ca în România să se manifeste crima organizată așa cum se întâmplă în Bulgaria, în Ucraina sau în alte părți, această crimă organizată funcționează în România. Și a funcționat, pentru că în acest caz a fost vorba de Virgil Săhleanu. De aici atenția opiniei publice și a presei. Astfel de cazuri bănuiesc, nu știu dacă au loc în fiecare zi, însă au loc extrem de frecvent, deci execuțiile în România în momentul de față, ca și uciderile la scenă deschisă, în care respectivul poate să fie nebun, așa cum este nenorocitul ăla care și-a decapitat nevasta și a fost dat pânziare. Noi n-am dat poza pentru că mai are și o fică sau un copil ce are femeia aia. Nenorocitul era nebun, era psihopat, da? Nu se poate face nicio legătură între uciderea lui Săhleanu și decapitarea acelei femei. Ba da, eu cred că se poate. Știți ce? Atmosfera din această țară. Atmosfera este de permisivitate și de isterie ucigașă generală. Toți acei nebunii devin sensibili la atmosfera asta și ucid, pentru că ei văd în fiecare zi oameni care ucid, nepedepsiți, care scapă. Avem zeci și zeci de exemple de oameni liberați după aceea, de către justiție, pentru că nu prezintă pericol social, după ce ei au făcut N infracțiuni. Avem zeci și sute de cazuri de încălcare a autorității statului, acel proces al cărui vorbitor de tip robot am devenit de 4 ani de zile, disoluția autorității statului. Avem sifonarea conductelor de motorină și de benzină din țara asta care se face în fiecare zi, domnul Tucă, și poliția nu poate să o stăpânească. Avem încălcarea domeniului public, avem hăcuirea parcurilor
din țara asta, de inși care își construiesc acolo cazemate, palate și mai departe, fără niciun fel de aprobare, avem acest haos, este un haos din punctul ăsta de vedere al autorității în România. Cu câteva zile, vă rog. Deci ceea ce s-a întâmplat cu Virgil Săhleanu a adus cumva în lumina opiniei publice situația reală din România, care este o situație de iad în momentul de față. Nu mai departe, câteva zile înainte de acest asasinat, de această crimă oribilă, avusese loc o altă crimă, fusese împușcat de către doi italieni, proprietarul acela de proprietarul unei firme de manechine. La fel, lucrurile stau la fel, permisivitatea deci, de care vorbeați. Deci, mitraliat făcut, liniștit, oamenii n-au absolut. Avut nici cea mai mică... Între astea două a avut loc fugărirea, nu știu cui, Lufane, sau nu știu cum îl chema, Sile Cămătaru, pe străzi, cu o Dacie și nu s-a întâmplat nimic. Ceea ce m-a frapat pe mine, că Sile Cămătaru trebuie să ispășească o pedeapsă de un an și jumătate, parcă, și nu o ispășește, pentru că e în libertate. E ceva îngrozitor și se află în libertate în timpul ăsta. Domnul Cristoiu. Eu mă număr printre jurnaliștii care cred în faptul că Virgil Săhleanu a fost ucis. Este un fapt. Cred că a fost ucis de cei doi, dar eu nu cred în varianta oficială prezentată cu atâta spectacol mediatic ieri de către distinsele autorități. Las la o parte faptul că e undeva, apropo de ce spunea și Cristian Dor Popescu, ceva jenant în mai lipsea în această sărbătorire a descoperirii, spun în ghilimele, adevăratul mobil al crimei. Domnul Mugurii Sărescu a transmis felicitări poliției, poliția, Ministerul de Interne, Împăr, au ținut o conferință de presă, s-a ținut o conferință de presă și la Iași, au fost primiți de domnul Emil Constantinescu, mai lipseau să se mai destupe sticle de șampanie. Și aș vrea să poate amânăm pentru că al doilea punct, că cred că și Cristian Dorbescu va fi sensibil la acest lucru, pentru că ne vom întoarce la privatizarea de la Teproiași. Deci, după părerea mea, această variantă este un scenariu. Varianta asasinării pentru răzbunare. Deci eu cred că a fost asasinat din motive politice, că legată de privatizarea, dar asasinarea a fost legată de privatizarea Teproiași și nu de acel contract de răzbunare. Eu cred că s-a ales, ați observat că la un moment dat un cotidian a lansat dimineață, luni. Haide să nu vorbim de alte cotidiane. Nu, aici poate. Deci erau de ales între a denunța că este victima mafiei mari, da? Sau? Victima găinăriei, vezi, Doamne, acel 300 de milioane care avea datorie și până la urmă s-a ales... Stați că telespectatorii nu înțeleg. Faptul, a apărut o știre într-un cotidian că Virgil Săhleanu avea o datorie la doi țigani de 300 de milioane. Și autoritățile au avut de ales între două variante de a ascunde adevăratul mobil al crimei. Am înțeles. E punctul dumneavoastră de vedere. L-avem în direct de la Inspectoratul General al Poliției pe domnul colonel Aurel Băjenaru. Domnul Băjenaru este adjunctul șefului Direcției Judiciare din instituția amintită IGP. Bună seara, domnule Băjenaru! Ne auziți? Dumneavoastră, vă aud foarte bine. Ne auziți? Bună seara! Bună seara invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor Antenei 1. Am o singură întrebare, după aceea, dacă și colegii mei au întrebări, i-aș dori să vă adresez aceste întrebări. Spuneți-mi, vă rog, care sunt elementele care au dus la această descoperire a dumneavoastră că Virgil Săhleanu a fost omorât pentru împiedicarea semnării acelui contract între firma de bodyguard și Teproiași? Domnul Tucă, ar trebui să facem o trecere în revistă la toate evenimentele și la toate activitățile care le-am desfășurat. Însă, la întrebarea dumneavoastră, în mod cert, cauza care a dus la asasinarea liderului sindical de la Tepro este aceea de a se pune în practică, de a se trece la executarea contractului de asigurare a pazei la această întreprindere. Păi da, dar eu vă întrebam care sunt elementele. Asta am înțeles. Pentru că șeful, directorul societății de pază Protect,
avea 900 de milioane datorie către bănci. Așa. Vă rog. Da, vă rog, vă ascultăm. Realizarea acestui contract, așa după cum declară și el, îl ducea la acoperirea acestui împrumut în maximum 4-5 luni, așa cum spune el, în așa fel încât să poată duce mai departe această societate. Domnule colonel, iertați-mă, acestea sunt datele problemei, că proprietarul firmei de Badigaz avea datorie de 900 de milioane, da, că Virgil Săcleanu s-a opus cu semnarea acestui contract. Dar care sunt elementele? Am auzit la un moment dat că era vorba de o înregistrare a unei convorbiri telefonice de către SRI, s-a făcut această înregistrare între directorul la Tepro și șeful acestei firme de Badigaz. Care sunt elementele care au dus la acest lucru? Noastră, enunțați acum niște... elemente ieșite din anchetă, normal. Care sunt acele? Ori această înregistrare nu a existat și noi nu am avut un lucru această înregistrare. Bun, și atunci deci, care sunt dovezile că asasinatul a fost pus la cale de directorul la Tepro și directorul... Modul cum a fost pus în aplicare, adică unul dintre autori primește de la directorul său comanda ca să îl agreseze pe director, pe liderul sindical, dar nu de natură a-i lua viața. Trebuia această lecție, să-i spunem așa, să-l facă să stea 4-5 luni în spital. Deci, inițial, nu s-a pus problema... Cine a spus că vieții trebuia să-l facă să stea 4-5 luni în spital? Că asta, știți cum e asta cu 4-5 luni deci, în spital? Îi dai 10 pumni, că asta înseamnă 4-5 luni de spitalizare. Deci, directorul de la firma Protec. Deci aceasta da comandă. Există mărturii în acest sens? Există declarații ale criminalilor în acest sens? Da, sigur că da. Pentru că unul dintre criminali, angajatul societății de pază Protec, apelează după ce primește această comandă la un tânăr cunoscut cu antecedente penale, liberat în martie după ispășirea unei pedepse de 2 ani pentru furturi de autoturisme, și apelează la acesta pentru a pune în practică... De ce l-a omorât pe Virgil Săcleanu și nu l-a avertizat, așa cum se înțelesese? Pentru realizarea contractului. De ce l-a omorât și nu l-a avertizat pe Virgil Săcleanu, așa cum stabiliseră cei doi, directorul la Tepro și... Avertizările erau și anterioare din partea directorului Protec. Nu? Deci dumneavoastră a spus puțin mai devreme că directorul de la Tepro a luat legătura cu directorul de la firma de Badigaz să angajeze niște oameni pentru a-l avertiza, pentru a-l băga în spital, pe românește, pe Virgil Săcleanu. Exact. Aceștia totuși l-au omorât. De ce l-au omorât și nu l-au bătut? Pentru că acționând în dimineața aceea, la prima lovitură care o primește victima, și strigând după ajutor, autorii omorului intră în panică și, afară de această lovitură care o primește în față și în abdomen, atunci se dă cu cuțitul de celălalt. Motivația lor este că la strigătele de ajutor ale victimei a trebuit să-și așe această măsură pentru a pleca în fugă de acolo. Dar chiar deci, domnul Cristian Tudor Popescu spunea mai devreme că erau oricum foarte mulți martori, nu neapărat strigătele de ajutor. Martorii au fost după ce ei părăsesc blocul. Deci în momentul când se comite agresiunea, nu avem martori. Martorii ies. Domnule colonel, haideți să vedem dacă și colegii mei din studio au să vă adreseze o singură întrebare. Vă rog. Vă rog, domnul Popescu, domnul Cristoi, aveți vreo să adresați o întrebare domnului colonel Băjinaru? Cum își explică, domnul colonel, ca un profesionist, polițist profesionist, că eu nu înțeleg lucrul ăsta. Deci, Protect ăștia sunt o firmă, înțeleg, compusă de niși care au antecedente în materie de arte marțiale, de serviciu comandat, mercenari și mai departe. Cum au fost angajați, de ce au fost angajați să execute această crimă, că până la urmă nu știm ce a fost. Mă întreb de ce atunci, dacă aveau de gând să nu mai să-l lovească, să-l bage în spate, ăla s-a dus cu cuțitul ăla de 14 cm cu care putea să taie porcul eventual la el. Deci, de ce totuși e ceva în neregulă aici? De ce au fost angajați acești amatori, să le spun așa, că ăștia sunt niște imbecili, niște măcelari, care crima n-a fost făcută nici măcar într-un mod profesionist. Nu era nevoie de toate loviturile alea orbești în omul respectiv. E ceva aici ce nu funcționează în ideea de asasini comandați, plătiți, din moment ce erau de la Protec, erau niște profesioniști în branșă, angajau eventual un ucrainean, care venea, trăgea un singur glonț în inimă și se ducea înapoi în Ucraina în 24 de ore. Ce 24 de ore? În 2 ore. Și acum nu mai sărbătorea poliția din România prinderea
ca la nuntă, că și pe ăștia doi, domnul colonel, i-a prins poliția română cum i-a prins pe aia doi de la un lichidat pe proxenetul sau ce care era de la... Țuică, domnul, care beau o țuică și se întrebau, mai vine domne poliția aia să ne ia? Deci i-ați luat ca dânoală pe ăștia, n-a fost nicio dificultate, sunt niște nătărâi în domeniu. Asta nu înțeleg, dacă e vorba de o crimă comandată, de ce nu s-a făcut ca lumea? Domnule colonel. Domn Cristian Tudor Popescu, deci noi când am luat această grupare de acolo, numind de Cosme, am luat 7 angajați ai firmei respective pentru cercetări și plus alte cadre de la Bârlat, care de la alte societăți de pază. Deci din aceste 9 persoane care le-am avut în anchetă, deci 5 am reușit să probăm vinovăția lor. Dar dumneavoastră îmi cere să precizez dacă nu erau nevoie de profesioniști. Noi de la început, să știți că am plecat pe o pistă și după primirea concluziilor medico-legale, mai mult ne-a întărit convingerea că nu avem de-a face în cauză cu profesioniști. Pentru că modul cum a fost date lovituri respective, zona unde au fost aplicate victimei și ora, locul, ora la 7:30, 8, vorbim de curajul infractorilor în domeniul acesta, dar nu de profesioniști în execuție și din anchetă, toate datele astea sunt pentru a pune în aplicație acest contract. Deci asta e principala concluzie care am descris. O secundă, domnul Cristian Dor Popescu, până în prezent. Să vă întreb deci, domnul colonel, eu v-am întrebat în mod precis între aceste două ipoteze. Deci e vorba de cei doi ucigași în ideea unei crime comandate, pentru că numai despre asta discutăm, despre crimă comandată. Așa deci este. Nu e de presupus că respectivii aveau de împărțit o bucată de pământ lângă bloc cu Virgil Săhleanu. Aia s-au dus acolo. Primiseră o comandă. Eu n-am spus nimic. V-am rugat pe dumneavoastră ca profesionist să comentați această coliziune. Faci o comandă cu niște amatori. Dacă tot faci o comandă asasină, o faci cu un profesionist. Nu se potrivește ceva. Deci eu n-am acuzat poliția. V-am întrebat cum judecați lucrul ăsta. Domnule colonel. Deci omorul, deci comanda a fost dată pentru, cum așa cum am subliniat, pentru a da o corecție liderului de sindicat. Dar nu s-a pus problema la corecție început. Corecție cu cuțitul de 14 deci, centimetri da, la asta a fost o măsură luată de ei. Nici noi nu ne explicăm pentru ce anume a dat, că puteau să dispară după primele lovituri prin forță fizică, deci până să dea cu cuțitul. Dar intervine de ce? Că am discutat cu criminalii, cu toți care... Mulțumesc, domnul colonel. Haideți că are și domnul Cristoiu să vă adreseze o întrebare. Deci, două întrebări foarte scurte. Prima, cel puțin până la ora actuală, s-a descoperit totuși, cuțitul s-a descoperit? Până ieri când am plecat de la Iași nu s-a descoperit, avem echipă la Bârlad. Bun, atunci vreau să vă pun o întrebare, tot cum a spus și domnul Cristian Tudor Popescu. Noi sunteți profesionist, deci asasinii au recunoscut, am înțeles, că au comis, da? Da. Păi, atât am văzut și eu în filmele alea proaste americane, că nu le era greu să spună și unde e cuțitul. Cum vă explicați faptul că au recunoscut totul și totuși nu spun unde e cuțitul? Ba ne-a spus, ne-a declarat unde e cuțitul, unde l-a aruncat, s-a făcut primele verificări la Bârlat cu echipele care sunt și locul respectiv a fost controlat, deci și continuăm aria, deci o lărgim pentru găsirea acestui corp. Dar este posibil și a doua variantă, ca acest cuțit să fie găsit întâmplător de o persoană care a trecut pe acolo și insistăm mult pe alte căi prin investigații să determină persoana respectivă să dea cuțitul înapoi. Deci aceasta era stadiul când am plecat eu ieri de la Iași. Nu mai deci înțeleg că, iertați-mă, că ei v-au spus că au aruncat cuțitul pe undeva, mă rog, așa nu-l mai găsesc, nici ei, nici dumneavoastră. Deci totuși cuțitul este o piesă importantă, chiar dacă ei recunosc că a dat lucru știu și eu în justiție. De acord, dar și alte probe le avem în dosar în afară de cuțit. Bun, a doua întrebare foarte scurtă. Rămâne pentru mine un mister directorul întreprinderii Tepro Iași. Mi-este foarte greu să cred, poate mi-a explicat asta această psihologie. Deci nu era un trepăduș, nu era un găinar, era dita mai directorul.
El la rândul lui știa că Victor Țăhleanu nu este, să spunem, un boschetar. Deci că este un personaj care odată hăcuit, sigur că nu, hăcuit, sau cum spune, hăcuit, pentru că așa se spune că s-a ordonat, s-a pus la cale în biroul directorului această asasinare. Bun, sau această avertizare care noastră spune că s-a dus la hăcuire. Mi se pare ceva anormal, noastră l-a studiat din punct de vedere patologic, ceva e în regulă cu acest director și asta m-a făcut pe mine să am unele semne de întrebare. Director care știa foarte bine cine este Director, imaginați-vă, îmi pare foarte rău că trebuie acest exemplu. Trebuie să fiu nebun să ordon mâine să-l asasineze pe Marius Tucă. Nu pentru că îl iubesc, ci pentru că știu că pe urmele pentru descoperirea făptașului se vor mobiliza jumătate din țară. Sau... Deci, ce cum e, trebuie să fii nebun în locul acestui director. Director, nu mă refer la cel de la Protect, directorul întreprinderii. Dita mai directorul să se gândească să îl lichideze pe Victor Țăhleanu știind consecințele. Bun, haideți, răspundeți domnul. Probabil nu avem foarte mult timp pentru acest subiect, însă eu le promit telespectatorilor că vom reveni. Nu epuizăm discutarea subiectului în această seară. Vă rog să răspundeți la ceea ce v-a întrebat domnul Ion Cristoiu. Ancheta este în curs de desfășurare, bineînțeles, și vor trage și concluziile acestea. Nu putem să ne pronunțăm până acum. Organul de procuratură, procurorul care instrumentează cauza, va desprinde și alte concluzii din acest caz. Desigur, și referitor la victimă, referitor domnul la colonel, dar mie mi se pare foarte ciudat faptul că fostul directorul general al TEPRO SA a pus la un moment dat și un preț, o recompensă pe capul celor care l-au asasinat pe Virgil Țăhleanu. E absolut incredibil, credeți-mă. Păi dar uitați că actele și faptele au demonstrat că a fost invers. Deci și prima aceea care a pus-o dânsul a fost, deci, eu știu, o mascare a activității dânsului. Bun, vă mulțumim mult, domnul Băcinaru. Bună seara. Plăcere, bună seara. Da, vom mai discuta despre acest subiect pentru că este foarte interesant și probabil că timpul va aduce noi date în atenția opiniei publice despre această crimă. În această seară, vicepreședintele PDSR, Dan Ion Popescu, a declarat la o conferință de presă că îngrozitoarea dramă de Lași, soldată cu uciderea liderului sindical la TEPRO, a fost un gest de maximă nervozitate a celor care sunt responsabili economic și politic de privatizarea fraudulasă de la TEPRO. Pentru că a făcut această declarație domnul Dan Ion Popescu. Citiți-o pe toată, domnul Tucă. Poftiți? Citiți-o pe toată. Păi nu, vreau să spun că va avea loc mâine o dezbatere între, va fi față în față vicepreședintele PDSR Dan Ion Popescu și ministrul de interne Dudu Ionescu pe această temă și o să-i dau citire atunci. Vreți să o comentați acum? Nu, dar avea o parte acolo care, următoarea. Păi, mâine o seară... Regimul Constantinescu care... Mâine seară o să o discutăm pe larg această... Dați-mi voie să ne întoarcem la această poveste. Deci, a doua. Mai sunt ca să încheiem această temă. Deci, eu nu cred în continuare în scenariu. Păi dacă o să mă convingă domnii de la poliție, o să plec, o să fac o plecăciune și să spun că m-am înșelat, cum am mai fost de atâtea ori. Dar mă întorc la următorul lucru. Deci, Virgil Țăhleanu s-a bătut și nu numai el, ci și muncitorii, în iunie 1999, au asaltat și prefectura pentru a denunța privatizarea frauduloasă de la TEPRO Iași. Au scris scrisori domnului președinte, domnului premier, parlamentului, au fost imagini date pe televiziune. Erau niște oameni care denunțau o privatizare frauduloasă. La vremea respectivă, domnul Radu Sârbu, președintele FPS, a susținut cu înverșunare că această acțiune a muncitorilor este o prostie, că ei nu vor să muncească. A susținut că această privatizare este absolut corectă. Deci am aici exemplu, în 18.6.1999 a discutat că a declarat că cu greve și cu aceste atitudini. Bun. Ați auzit declarația de astăzi a lui Radu Sârbu? Păi, și acum mă întorc. Deci este limpede că la vremea respectivă acei muncitori nu protestau în șoaptă, au atacat prefectura. Deci cum se face că acum vine domnul Radu Sârbu? Corect. Și recunoaște că privatizarea a fost, are probleme, da, și că n-au venit cu investiții, n-au investit sumele și pe care le promisez. A doua întrebare, cum se face că nici unul din stâlpii puterii de la vremea respectivă, acum când domnul Radu Sârbu a recunoscut că muncitorii au dreptate, nu și-au cerut scuze pentru că muncitorii au fost stâlciți în bătaie
la vremea respectivă. Și de ce au fost tâlciți, domnule Marius Tucă? Pentru că au spus adevărul. Așa este. De ce în cuvântul domnului Emil Constantinescu și la domnul Mugurisărescu a fost solicitată poliția foarte bine, dar n-a existat o lacrimă sau un elogiu adus acestui om, Virgil Săhăneanu, și muncitorilor care au luat bastoane pentru a spune adevărul. Pentru că iată domnul Radu Sârbu spune că așa este. Că într-adevăr nu s-au făcut investiții, că privatizarea a fost un eșec. Bun, haideți să ne oprim aici. Da. Vom avea răgazul să mai revenim asupra acestui subiect. Nu plecați de lângă televizoare, rămâneți pe aproape. Vom continua imediat după publicitate. Știm cât de albe devin rufele cu Tide, dar oare tot știm cât costă? Hai să întrebăm câteva doamne. Cred că e mai scump. Tide este cam scump. Tide este un pic mai scump. Tide nu este deloc scump. Are un preț accesibil. Nu cred. Convingeți-vă. E mai ieftin decât credeam. Nu e scump deloc. Nu este mai scump decât detergentul meu. Verifică și tu prețul Tide. Este mai ieftin decât crezi. Sper să nu faceți vreo surpriză. Viața e plină de surprize, eu știu să le fac față. Cu Head & Shoulders, în fiecare zi, previne apariția mătreții și îmi lasă părul irezistibil de frumos. Am vrut doar să vă cer un autograf. Head & Shoulders, în fiecare zi. Pentru că viața e plină de surprize. Ce poate să facă produsul tău de curățat toaleta? Al meu miroase frumos, dar nu face față bacteriilor. Al meu distruge bacteriile, dar din nefericire nu îndepărtează piatra. Iar al meu îndepărtează piatra, dar miroase urât. Iată produsul de curățat toaleta special conceput pentru a rezolva toate cele trei probleme. Noul gel de toaletă Domestos distruge bacteriile, înlătură piatra și fetele de rugină și lasă în urmă un miros plăcut. Domestos WC Active Gel. 3 în 1. Am emisiunea din această seară. Colegii mei vor să tragă o concluzie la prima parte a dezbaterii. Domnule Cristian Dor Popescu. Și pentru că domnul Cristoi a ridicat problema relației FPS cu Teproiaș, cu Zelezarni Veseli, păi noi, cei de la ziarul Adevărul, suntem poate cei mai în măsură să vorbim de domnul Radu Sârbu. Noi am înaintat acțiune în justiție împotriva domnului Radu Sârbu pentru ceea ce a făcut în cazul hotelului București. Nu avem nicio îndoială. Nici eu, nici colegii mei, că domnul Radu Sârbu este unul din cei mai mari răufăcători din această țară și că a făcut foarte mult rău acestei țări și va mai face în continuare cât timp va mai avea să facă. Toate, extrem de multe din privatizările care s-au făcut sub domnia sa vor exploda, cum spuneam acum câteva vreme, vor exploda în timp din lună în lună. Dar a ne apuca acum să spunem că FPS-ul s-a apucat să-l omoare pe Virgil Săhleanu, întrucât vroia în felul ăsta să rezolve ce, nu știu, legătură cu privatizarea Teproiaș, asta este o ipoteză pe care eu unul nu pot să o fac. Oricât l-aș detesta pe acest domn Sârbu și pe persoanele din acel FPS. După părerea mea, este împotriva regulilor gazetăriei. Deci noi trebuie să ne menținem în marginea datelor care se prezintă de către anchetă, în marginea raționalității. Nu, nimeni n-a spus asta. Având, nu, domnul Cristian întreba de ce cei din conducere n-au zis, domnule, au avut dreptate aceea, nu că ar fi vreo legătură între asasinat și PPS. Bun, deci n-are nicio legătură deocamdată, crima, deci cu domnul Săhleanu, e cu una, FPS-ul, atât am vrut să stabilim. Da. Deci crima e una și problema FPS Teproiaș, altă problemă în care FPS-ul e incriminabil cât vreți dumneavoastră, e altă problemă. Da, nu s-a dovedit, da? Cel puțin până în acest moment nicio legătură între cele două. Eu n-am corect ce legătură am făcut, că pentru... Discutam mai înainte de atmosfera din România. Dacă oamenilor respectiv li s-a dat dreptate acum, chiar de către Radu Sârbu, de ce niciunul din politicienii de la putere, acum, e o întrebare, de dragul bastoanilor luate de oameni aia, să fi spus
oamenii au avut dreptate, ne cere scuze. Că i-am bătut pe decor, în sensul ăsta am spus. Haide să ne oprim cu discutarea acestui subiect aici și să trecem la subiectul al doilea, al doilea subiect, cel cu candidaturile la președinție. Cristian Tudor Popescu scria în editorialul din Ziarul Adevărul, data 8 august, ceea ce s-a întâmplat în această vară în politica românească depășește în importanță rezultatele alegerilor din toamnă. Era vorba de retragerea candidatului sau președintelui Emil Constantinescu din cursa prezidențială și participarea la alegerea domnului Stonojan din partea PNL și anunțarea ca și candidat a domnului Muguri Sărescu. Cum stă situația în acest moment, domnule Cristian Tudor Popescu, pe scena politică în ceea ce privește candidaturile la prezidențiale? Ce șanse au cei care s-au înscris? Sigur că discuția e mai lungă, trebuie să o luăm pe bucăți, pe porțiune, o să o încep și o să o continuăm cu fiecare. Ar trebui să discutăm de fiecare caz în parte. Cu cine doriți să încep? Cu cine doriți dumneavoastră? Bine, atunci am să încep cu domnul Muguri Sărescu, care nu e candidat la președinție deocamdată. Nu știu dacă e corect. Ei, e și nu e, știți cum e. E și nu e. Păi asta e problema domniei sale, că e și nu e. Și o să încep cu dânsul, pentru că e cazul cel mai complex în momentul de față, în tot ce se întâmplă. Firește că eu n-am nimic împotrivă ca domnul Muguri Sărescu să ajungă președintele României. Cred că poate fi un bun președinte. Și cred că ajungerea domniei sale la Cotroceni în momentul de față ar fi un lucru bun și pentru că ar pleca de la Palatul Victoria. Pentru că nu știu cât de bun președinte va fi domnul Muguri Sărescu, dar domnia sa dovedește că nu este un bun prim-ministru deocamdată. Și văd că se uită deja calitatea de prim-ministru a domnului Sărescu și discutăm deja de ceea de prezidențiabil. Relația asta cu președinția, domnul Sărescu a avut un comportament care pe mine m-a dezamăgit profund. De ce? În data de 9 mai 2000 mi-a acordat un interviu pe care l-am publicat în Ziarul Adevărul și care se sfârșea cu o întrebare a mea: veți candida la președinție? Era întrebarea momentului atunci. Și domnul Muguri Sărescu răspunde: nu. Pe mine mă interesează agricultura, citez. Asta este pentru oameni politici. Punct. Eu am 700 de pomi și am necazuri cu cireșii. Punct. Acesta era răspunsul domnului Muguri Sărescu în luna mai a anului curent. Păi era luna în care se coceau cireșele. Cireșele. E, de atunci probabil că cireșele domnului Muguri Sărescu s-au făcut compot, ba chiar borhot, aș putea spune. Și domnul Sărescu a avut o revelație. I s-a arătat pe parcurs că trebuie să candideze. Eu nu sunt obișnuit cu genul ăsta de comportament. Eu l-am crezut atunci, domnul Tucă. Eu am această naivitate, această prostie chiar. Se crede și... De-a mai crede oamenii uneori. Deci dacă omul a spus că nu, pentru mine e nu. Și eu nu cred că nu agrez schimbările astea de opinie de la 2 luni odată. Mai ales că era vorba de primul ministru și de o candidatură la președinție. O candidatură, noi jucăm cu așa ceva. Dacă mi-ar fi spus, da, domne, nu exclud această posibilitate, nu știu, o să mă mai gândesc, era ok, nicio problemă, dar mi-a spus nu. Și mi-a mai spus nu odată. Și când a vrut să fie când nu vroia să fie prim-ministru, cum vine vorba. Și pe urmă, iarăși în 24 de ore, brusc, domnul Isărescu a vrut să fie prim-ministru. Apoi, iarăși, nu l-am obligat eu pe domnul Isărescu să spună la începutul acestui an că nu va mai trebui ca românii să strângă cureaua. Așa cum li s-a spus în guvernările Ciorbea și Radu Vasile. Nu. A venit momentul ca încet, încet consumul să nu mai scadă în România, pentru că n-are unde să mai scadă, și să avem o relansare economică și cu creșterea consumului. Consumul n-a crescut, domnul Tucă. A scăzut. Puterea de cumpărare a scăzut în continuare. Deci, eu știam că ele vor scădea. Era normal să scadă, având în vedere situația economică, pe care o cunoaștem foarte bine. De ce trebuia să facă această declarație domnului Sărescu? De ce trebuia în luna aprilie să declare că va lua măsuri, că va trimite corpul de control să-i controleze pe șefii de regii, pe directori, în legătură cu mașinile, cu sediile, cu plecările în străinătate, cu cheltuielile, înainte de a aproba tarifele mărite la energie, la gaz și mai departe? A trimis un corp de control? Nu.
Spunea atunci că directorii vor pleca singuri. Că eu îi spuneam, da, nu dați afară pe nimeni, nu, ce o să plece singuri. Ați văzut dumneavoastră vreun director de regie care să plece singur sau de întreprindere? Au plecat singuri în concediu. Așa. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, v-aș întreba... Am foarte multe de adăugat, dar nu permite spațiu. Deci toate sunt în aceeași categorie. Declarații ale domnului Muguri Sărescu că vom avea inflație 3 în mai, 2 în iunie, 1 în iulie, iarăși se găsește în ziarul Adevărul. Ce l-am obligat eu să facă? Eu l-am întrebat de două ori atunci, domnule, chiar vreți să trec cifrele astea? Da, zice, fac chiar pariu. Deci după pariu domnului Roman cu agricultura, am avut pariu cu inflația al lui domnului Sărescu. Repet, nu înțeleg decât din punctul de vedere al campaniei electorale, pe care o aveam în cap încă de atunci, și că domnul Sărescu e mult mai preocupat de înălțimea funcțiilor politice decât vrea să pară. Va avea susținere politică sau va fi independent? Asta era întrebarea pe care doream să vă adresez. Domnul, asta este o altă mascaradă. Din nou aș fi apreciat dacă domnul Sărescu spunea, da, domnule, eu candidez pentru Țărăniști sau pentru Alianța Civică sau pentru AFDPR, nu știu, pentru oricine. Spunea de la început. Deci toată această tarantelă pe care o face domnul Sărescu e de un prost gust desăvârșit. Cum adică? Deci spune că va candida mai întâi când va ajunge la concluzia că mase de oameni au încredere în el și că deci trebuie să dea să concretizeze acest impuls popular. Impulsul popular până acum este grupul de dialog social. Și tot felul de inteligenți din ăștia care, îndată ce s-au adunat și au trimis o scrisoare, adică au spus că îl sprijină și strâng semnături, domnul Sărescu a considerat că are sprijinul popular. A fost domnul Sărescu să se întâlnească cu muncitorii, de pildă, de pe marile platforme industriale din România, cu țăranii? A bătut țara asta cu pasul, vodată în viața lui, când era la Banca Națională, la Guvern, ca să vadă într-adevăr că există o susținere, că poate avea o comunicare dânsul cu masele? Nimic din toate astea. L-au convins acei și domni. Care sprijinul popular și de care finalmente, ce vrea să-mi spună dânsul? Că nu, deci o să-mi spună că nu are, e independent și că ăia nu-i poate opri. Cum nu-l poate opri pe Corneliu Vadim Tudor, nu-i așa, să îl susțină, așa, nu poate să-i oprească, da, nu poate să-i oprească nici pe Țărăniști. Păi, domnule Cristoia. Unu, sunt de acord cu ce spunea Cristian Dor Popescu, că domnul Muguri Sărescu este unul dintre cei mai proști prim-ministri pe care am avut vreodată. Și principala deficiență a domniei sale este indecizia. Eu, de când a fost numit prim-ministru, nu cunosc nicio măsură de bărbătească din aceasta de tranșare. De la criza Babiuc până și la această tragedie de la Iași, domnul prim-ministru a practicat fie această șovăială sau această amânare a deciziei, fie un lucru care pe mine cel puțin m-a oripilat, de exemplu în cazul crimei de la Iași, n-a catadixit să iasă la televizor, să citească pe prompter, că dânsul se descurcă greu într-o conversație, o să-l vedeți când o să-l aveți în discuție, să-și exprime revolta. Ne-a transmis Gabriela Vrânceanu firea. Așa, premierul este extrem de îngrijorat. Nu se poate, a murit un om. Dacă vom ajunge încât un om, care este Muguri Sărescu, să se exprime prin intermediul purtătorului de cuvânt, să-și exprime tristețea, pentru mine e ceva neregulă. Doi, domnul Muguri Sărescu trebuie neapărat să se decidă. Dacă va candida la președinție, nu are ce căuta în fruntea guvernului. Țara trebuie gestionată până în decembrie. Ori la ora actuală, Nu avem de-a face nici cu un partid ca pe vremea lui Văcăroiu, deci care să gestioneze țara și să facă ceva pentru că altfel pierde alegerile, nici cu o coaliție care e hotărâtă să meargă împreună. Avem de-a face cu un guvern unde fiecare componentă a coaliției se bate cu cealaltă. Noi, eu cel mult, am sperat în decembrie 1999 că măcar Muguri Sărescu va rămâne neangajat în cursă. Și atunci, în nebunia care s-a creat acum, ați văzut, se ceartă Petre Roman. Exista o minte liberă de primul ministru care să... Exista unul. Nu vreau să iau apărarea, însă drama domnului, dacă se poate spune așa, domnului Sărescu, este că domnia sa este independent în fruntea unui guvern politic, în care nimeni nu mai e cu nimeni sau toată lumea își vede de treaba ei. Domnul Mărețuc, domnia sa nu mai este de mult independent în momentul în care își tot anunță
candidatura și chiar face gesturi electorale, pentru că aici Cristian Dorobescu avea dreptate. Foarte multe din lucrurile făcute în ultimul timp sunt gesturi de campanie electorală mascată. Și acum vreau să spun un lucru. Ce, cum va candida domnia sa ca independent? Un singur om și-a permis în America, multimiliardarul ăla, pentru că a candidat ca independent trebuie o mașinărie, un staff. Eu întreb, ca independent, de unde va lua această mașinărie? Dacă vreau să vă spun că e independent, de la guvern, am înțeles că va deveni șef de campanie electorală Adrian Vasilescu. Deci va folosi unul din consilierii guvernului pentru aceasta. Deci domnia sa sau e obligat să nu mai fie independent pentru că are nevoie de o mașinărie țărănistă, n-are cum, sau este, va fi obligat să folosească mașinăria guvernamentală și atunci nu este corect. Deci din acest punct de vedere, ideea de candidat independent este o prostie. Bun, mulțumesc. Haideți că avem mai să vină fanfara și am terminat-o cu domnul Isărescu. Următorul candidat. Dumneavoastră, cine credeți că are șansele cele mai mari? Și comentați-l. Asta este întrebare care ai pus-o, ai, că ne tutuim la mulți. Puteți să spuneți Marius. Nu, domnul Marius. Haideți, domnul Cristoiu. Deci, după părerea mea, cele mai mari șanse de a ajunge președintele are Mugur Isărescu. Există un interes atât al Cotroceniului, cât culmea și a unei părți a partid, a PDSR, ca la Cotroceni să ajungă un om de paie. Deci, dacă la Cotroceni ajunge Ion Iliescu, cum să spun, unor partide nu prea va conveni, că Mugur Isărescu... Asta în situația în care PDSR, o să spunem, va câștiga. Da, deci este eliminat. Alegerile va face guvernul. Bun. Eu, dacă aș fi un PDSRist așa cinstit, așa, eu mie nu mi-ar conveni să am acolo la Cotroceni pe cineva care să mai vrea să mai facă ceva. Domnul Mugur Isărescu, dacă ajunge acolo, vă spun eu, se închide și din când în când apare Gabriela Frânceanu Firea sau Adrian Vasilescu și ne spune: domnul președinte stă, doarme, cum spunea Mircea Dinescu. Domnul președinte s-a sculat azi dimineață. Atâta. Deci există interese pentru crearea în sfârșit a Republicii Parlamentare. Am avut timp de 10 ani partide deranjate de președinți, de Ion Iliescu și Emil Constantinescu, care au încercat să facă ceva, să se amestece, să spune. Domnul Mugur Isărescu convine și Cotroceniului, pentru că nu va mai intra nimeni în arhiva de acolo, și după părerea mea convine și PDSR-ului, unei părți a PDSR-ului, pentru că va avea acolo un om care va fi președinte de Republică Parlamentară. Dacă domnul Popescu are ceva de adăugat și să facem trecerea la următorul candidat în legătură cu această... Da, eu cred că șansa întâia, la un calcul foarte simplu, o are domnul Ion Iliescu. A avut-o și o are în continuare. Aproape că aceste discuții care se fac pe tema domnilor Stolojan, Isărescu, Roman, Meleșcan, mie mi se par ușor inutile în momentul de față. Șans, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, va câștiga domnul Ion Iliescu. Clar, ce mai discutăm? Problema, hai să luăm un alt candidat, pe domnul Teodor Stolojan. Vă rog. Domnul Teodor Stolojan, în ce am putut eu să văd până acum din manifestările domniei sale, pentru că fatalmente el se află mai puțin în vizor decât domnul Mugur Isărescu, care e la guvernare, a fost prezent în emisiunea dumneavoastră, că în fond și la aceste emisiuni ne raportăm în discuția de față. În această emisiune, domnia sa a avut două puncte negre pentru mine. De fapt, unul negru și unul gri. Punctul negru a fost afacerea Megapower. Afacerea Megapower, prin forța lucrurilor, eu sunt un fel de doctor honoris causa. Așa. Răspunsul domnului Stolojan a fost extrem de neconvingător. Domnia sa este cel puțin la fel de vinovat ca domnul Petre Roman, cu care am avut proces 2 ani jumate în această afacere. Domnul Teodor Stolojan nu a explicat cum a putut el, ca ministru de finanțe, aproape că e mai răspunzător decât domnul Petre Roman, pentru că dânsul a propus schema de finanțare, cum a putut să propună acea schemă de finanțare, de blocarea celor bani de la BRD, în condițiile în care proiectul respectiv fusese respins de vreo 6 bănci, atât interne cât și externe.
în condițiile în care nu știa nimic despre bonitatea firmei respective, care avea $100 capital social și era compusă dintr-un soț și o soție. Deci un ministru de finanțe, eu știam că un ministru de finanțe e o fiară, care nu dă un leu fără să întrebe de 10 ori. Și domnul Stolojan pretinde că era vorba de un proiect tehnologic apetisant, cum spunea de fapt și domnul Petre Roman. Și finalmente domnul Stolojan nu pomenește nimic de fiul său, deci care a fost în acea perioadă, în 92, a fost 91-92, a fost angajat la firma Megapower. Sunt întrebări la care domnia sa trebuie să răspundă neapărat, pentru că altfel plutește suspiciunea posibilității ca domnul Stolojan să fie influențabil de către cercuri financiare oculte. Pentru că ce s-a întâmplat acolo, în afacerea Megapower, a fost o afacere extrem de urât mirositoare a unor cercuri financiare oculte, în cârdășie cu guvernul României. Și al doilea punct este finalul emisiunii dumneavoastră cu domnul Stolojan, în care l-am văzut aici doar unui mecanism dezarticulat. I-ați pus o întrebare extrem de simplă și de omenească, dumneavoastră. L-ați întrebat care este imnul PNL. Putea să nu-l știe și era foarte normal să nu-l știe. Ceea ce m-a speriat oarecum a fost degringolada totală în care a intrat domnul Stolojan în momentele alea, dându-vă un răspuns perfect ilogic. Nu răspund la această întrebare. Da. Cum să nu răspunzi la această întrebare? Deci doar nu-l înjurasezi de mamă, atunci putea să spună nu răspund la această întrebare. Sau putea să spună nu știu imnul liberal, dar știu imnul național. Sau sunt afon. Bun. Și cu asta basta. Deci nu e lipsit de importanță acest punct. Poate va avea confruntări electorale domnia sa. Și văd că în momentul în care iese din schemele de discuție economică și într-un mod simplu, dumneavoastră n-ați fost nici agresiv și nici nu n-ați vrut să-l înghesuiți cu orice preț. Debusolarea bruscă a domnului Stolojan pe mine m-a pus pe gânduri. Nu plecați de lângă televizoare, rămâneți aproape, vom continua emisiunea după publicitate. Încearcă noul Bona Vitality și prospețimea lui te va umple de energie. Hainele tale vor fi curate și parfumate. Și vei privi fiecare zi cu încredere și optimism. Iar spiritul tău va rămâne mereu tânăr. Încearcă pe pielea ta. Bona Vitality. Simți că trăiești. Depuneri de piatră, pete de rugină. Cum să le înlături cu un produs lichid care se scurge înainte de a-și face efectul? Iată noul CIF pentru îndepărtarea depunerilor de piatră și rugină. Cu formula sa densă, noul CIF își concentrează puterea exact acolo unde este nevoie. De aceea este economic. Rezultatul se vede. Suprafețe strălucitoare, fără urme de piatră sau rugină, chiar și după ce s-a uscat. Noua variantă CIF îndepărtează piatra și rugina. Există gesturi care fac mai mult decât 1000 de cuvinte. Gesturi care exprimă încrederea de a avea dinți sănătoși sau, dimpotrivă, nesiguranța. Cercetătorii BlendaMed au creat o formulă unică pentru a menține dinții sănătoși și rezistenți. BlendaMed cu Floristat, care penetrează dintele pe întreaga suprafață pentru a crea o barieră activă împotriva cariilor. Numai așa putem avea încredere că avem într-adevăr grijă de dinții noștri. BlendaMed și zâmbetul tău va străluci de sănătate. Trei culori cunosc pe lume. Tele Eurobingo le-a lansat. Dacă joi le ai pe toate, ești de 3 ori câștigat! Joi la Tele Eurobingo 2, biletul roșu e accesul tău la senzaționalele premii de pe cartonul roșu. Ai și biletul albastru pentru duminică? Ura! Alegi din nou! Și dacă ai și biletul verde pentru partida aniversară din 24 septembrie, sărbătorești un nou câștig de pe cartonul verde! Joi la Tele Eurobingo 2, fără nicio îndoială, premiile se întreiesc! Continuăm emisiunea. Domnule Cristoiu, vă rog opinia dumneavoastră despre candidatul Teodor Stolojan. În legătură cu ce spunea Cristian Dorbovescu, nu sunt de acord cu răspunsul la ultima întrebare. Mie mi se pare o bilă la ultima chestiune. Mie mi se pare că Teodor Stolojan este
unul dintre candidații nedus la femei în materie de politică. Și pentru mine, cel puțin ca simplu cetățean, e un mare avantaj că nu s-a curvăsărit, ca să mai exprim așa, deși cred că CNA-ul nu o să ne sancționeze pentru aceasta. Deci toate aceste, probabil că îl vor costa în campania electorală, dar eu unul m-am săturat 10 ani de candidați și de politicieni care știu totul și se preocupă foarte mult de imagine. Eu cred că unele stângăcii pe care le-a dovedit și la emisiune și le are, pentru mine, mă conving că deocamdată e sincer, că deocamdată nu e încă, cum să spun, afectat, atins de boala aceasta a politicianismului. Uitați-vă la ceilalți, la foarte mulți candidați, știu pe de rost, cum să zic, că de ajuns să înceapă prima frază și îmi dau seama despre ce vor fi vorba. Deocamdată are acest mare avantaj, spunea și Mircea din Scoseară. Lasă impresia, cel puțin, că ce e în gușă și în căpușă. Și din acest punct de vedere, dacă va ajunge la Cotroceni, ar fi un candidat periculos, pentru că ar vrea... Dacă ar ajunge în turul 2. În turul 2 și ar ajunge la Cotroceni, ar vrea să facă ceva. Domnul Cristo, nu m-ați înțeles. O secundă. Tocmai suntem de acord perfect. Corect. De ce? N-a fost nimic în contra... Pentru că domnul Stolojan a renunțat la răspunsul său natural acolo pentru un răspuns învățat, domnul. Da, i-a spus staff-ului de campanie, bă, când nu știi, răspunde, nu răspund la această întrebare. Și lui stă rău când... Și el a făcut ce i-au spus ăia. Exact. Aia a fost penibil. M-ați înțeles? Da, lui stă rău... Trebuie să spună, nu știu. Lui stă rău când nu e el. Exact. Și atunci n-a fost... Natural era, nu știu, domnule. Nu știu, domnule. Așa e. Dar nu răspund la această întrebare. Pe când a dat un răspuns de politician. Nu răspund la această întrebare. Știți, politicienii și mai ales în țările în America, la o întrebare la care, că e firesc la unele întrebări, să spun, nu pot, nu vreau să răspund. Dacă e o întrebare agresivă sau mă rog. Bun, spuneți-mi, vă rog, Ion Iliescu ce șanse are. Dacă îl vedeți... Dacă ajunge în turul 2 cu Mugurisărescu, pierde. Dacă ajunge în turul 2 cu Mugurisărescu. Pentru că, după părerea mea, toate forțele se vor mobiliza din partea dreaptă pentru în favoarea lui Mugurisărescu. Și punctul meu dacă se vor mobiliza, ce? Hai să facem un calcul simplu. Domnul, eu nu pun acum părerea. Nu, eu n-am zis. Păi n-am zis că trebuie e să o discuție liberă. Hai să facem o analiză scurtă. Zic și eu, dacă se vor mobiliza, ce? Pentru că este suficient ca domnul, ce mai rămâne din APR-ul ăsta, câte voturi a adunat pe acolo, că nu o să mai adune multe, și cu domnul Meleșcanu, o să și le negocieze la sânge, cum sunt convins că le și le negociază în momentul de față. N-am date. E o ipoteză. De pildă că domnul Meleșcanu își negociază deja postul de ministru de externe în viitorul guvern dominat de PDSR. Pentru că nu pot să cred că este atât de iluzionat, ca să nu zic halucinat în momentul de față, încât să creadă că va mai ajunge la Cotroceni. Și atunci puia și el pe o linie de minimă rezistență să obțină ceva. Deci voturile de la APR se duc automat la PDSR. Voturile de la PRM să vor duce în ciuda acestor bancuri pe care le face la ora actuală șeful partidului și cu Isărescu, astea sunt ca să crească prețul, evident, se vor duce tot la domnul Iliescu și nu mai trebuie ceva în plus. Restul poate să facă dreapta ce o vrea. Domnul Roman, ce părere aveți despre noul look al domnului Roman? Dacă mai aveți ceva de adăugat la cele domnului? Nu, că prefer să-i atragă atenția domnului Iliescu că va pierde și să câștige decât să-i spune. Nu, lăsați asta. Bun. Caseta asta stă mărturie și noi vom organiza o emisiune maraton la care, care o să participați noaptea alegerilor. Ce prostii ce aici, în acest studio, la această masă. Și, printre altele, dacă o să fiți de acord, o să punem și această casetă, apropo de șansele candidatului la președinție. Ce părere aveți de noul look al domnului Roman? Noul look politic, nu ca înfățișare, în afară de Baia în Dunăre. Deci, da, toată lumea a făcut o comparație, deci a trimis la Traian Băsescu. Eu nu cred că s-a inspirat atât din Băsescu, ci a hotărât să devină mai agresiv. Pentru că, după părerea mea, a simțit, pentru că este totuși un animal politic, faptul că a venit, situația este atât de gravă, încât a venit momentul radicalității. Din nefericire, cred că electoratul român nu poate fi înșelat după 10 ani în care domnul Petre Roman a stat în fruntea țării. Dar să spun un lucru scurt. N-asta chiar 10 ani pentru mine... Felul în care acționează Partidul Democrat, sunt câțiva inși
ar trebui să fie un exemplu pentru toate partidele despre cum se face campanie electorală. Sunt câțiva aici la Lucrezeni și fac atâta tărăboi cât nu face nici PDSR-ul, nici Alianța Națională, nici PNL-ul. Deci ar trebui să se ia un exemplu. Cum să spun? Unde? Deci ei acționează, cum au spus și la un moment dat și dumneavoastră, în adevărul, în haită și e un exemplu de mașinărie politică. La punct. Domnule Popescu. Aș vrea să mai aduc un argument care mi-a venit în cap acum la ce spuneam înainte, la problema cu Iliescu și cu câștigarea în turul 2 cu Isărescu. Dacă Stolojan pierde în turul 1 și intră Isărescu cu Iliescu, votanții lui Stolojan, o bună parte din ei, nu vor vota cu Isărescu, domnul Cristoiu. Și știți asta. Există, deci, între cei doi candidați, care sunt de dreapta, amândoi, în convingeri și în ceea ce fac, nu am nicio îndoială, amândoi nu sunt comuniști, nici Sărescu și nici Stolojan, dar ei sunt percepuți în spectru electoral, Stolojan e mai la stânga. De deci, acord. Perfect. Deci o parte din votanții lui îl vor vota pe Iliescu și nu pe Sărescu, nici forțați nu o să facă asta. În ce privește pe domnul Petre Roman? Domnul Petre Roman acum a adoptat un stil așa, el practică un soi de chirăieli. L-am văzut tot în emisiunea dumneavoastră, aproape că tinde să legaleze pe domnul Meleșcanu ridicol în încercarea asta. Vedeți, domnul Petre Roman vrea să sugereze acum prin tot ceea ce spune și face, prin faciesul pe care îl adoptă, că undeva, cândva, a băut o cinzeacă la o teșghea cu niște camionagi în viața lui. Că știe cum e cu poporul, cu masele, cu chestia asta. Asta este tot ce emană din domnul Petre. Rezultatele sunt de absolut hilare. Pe mine mă distrează dânsul cu faciesul ăsta pe care încearcă să și-l compună. În ce îl privește, n-am de spus decât două lucruri. Unul din ele important, pentru că foarte puțină lume îl știe în țara asta. Începutul a ceea ce este România astăzi, acest peisaj care ne îngrozește pe toți, se află chiar în decembrie 89 într-un act în refuzul stabilizării monetare. Atunci s-a pus problema chiar în decembrie, înainte de sfârșitul decembrie 1989, domnul Petre Roman fiind deja prim-ministru, s-a pus problema stabilizării monetare în această țară. Deci se punea problema ca toate averile realizate înainte de 89 de diverse persoane pe bază de securitate, de linii oculte ale PCR, de bănci, de comerț exterior și așa mai departe, să fie aduse la zero, să fie, plece toată lumea de la același nivel. Și atunci există o justificare a refuzului ăsta, domnul Petre Roman, domnule, ci erau oameni care aveau și ei bani la cec și ne-am gândit să nu îi defavorizăm, parcă asta era problema. Deci refuzul stabilizării, în care domnul Petre Roman a avut un rol determinant, atunci este unul din elementele negre. Și al doilea este faptul că o țară întreagă a fumat Kent și a băut whisky un an de zile pe banii lui Ceaușescu, sub conducerea înțeleaptă a domnului Petre Roman, 1990, 3 miliarde de dolari. Domnule Popescu, un minut despre Marian Muntanu, un candidat surpriză, susținut de Virgil Măgureanu și Valeriu Tabără, Alianța Națională. Un minut, vă rog, ca să rămână și domnului Cristoiu. Domnule, ăsta este un candidat literar. Deci bănuiesc că există un scriitor în zona respectivă care a vrut să imagineze un scriitor care a puternic influențat de Karel Čapek și de Hašek, care a vrut să creeze, să nu scrie, să facă o scenetă pe ecranele patriei și a și făcut-o, a reușit-o, întrucât Marian Munteanu reprezintă o performanță într-un anume fel. El reușește să fie perfect inadecvat cu ambele laturi pe care le reprezintă. Deci, cei care sunt suporterii PUNR-ului, a unui a naționalismului, a sușei acestea mai autohtone, mai neaușe de acolo, se uită la el ca la dracu, și de partea cealaltă, adepții pieței universității, nostalgicii pieței universității din 90, se uită și mai rău. Deci, no, într-un fel este o performanță, domnul Marian Munteanu. Eu nu sunt de acord, am scris că Marian Munteanu este el un candidat care va produce mari surprize, nu înseamnă că va și câștiga sau va intra în turul 2, dar oricum, din câte îl știu și așa cum l-am observat, e altul decât cel pe care ni-l imaginăm. Marea problemă, a pus-o bine Cristian Dor Popescu, este faptul că deocamdată e o contradicție între el și Alianța Națională. Dacă Alianța Națională reușește până la urmă să asimileze pe
legionarul, că așa a fost inițial, Marian Munteanu, și să folosească această imagine, cred că va fi un competitor care destul de temut, cel puțin în primul tur. Bun, vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea la această emisiune. Dar n-a spus nimic de domnul Ionilescu. Păi v-am întrebat de fiecare dată, domnul Cristoi a spus că nu va câștiga, că va câștiga în confruntare. Vă rog. Dacă va câștiga, spuneți. Sau nu. Cred că trebuie spus acest lucru. Sunt două aspecte. Unu, mulți susțin dacă va câștiga Ionilescu, Occidentul nu mai stă de vorbă cu noi. O să fie o interdicție peste tot și mai departe. Asta e o prostie, va sta de vorbă. Doi, dacă Iliescu vine, nu se va mai face reformă în România. Și asta e o prostie. Toți candidații ăștia de care vorbim noi aici, ei vorbesc de fapt ca în bancul ăla cu șoarecele și pisica, curăț pușca cu ană pisică și spun prostii. Deci ei nu vor avea de ales. Problema e următoarea, nu se mai prezinte toate programele astea. Când scot ei TVA-ul de la alimente, dau banii pensionarilor, lumea merge în concedii și așa mai departe. Nu, ei vor trebui să facă sau să nu facă un singur lucru. Ce spune FMI-ul, Uniunea Europeană și Banca Mondială, și aici fac o corecție, dacă ne va mai spune, dacă va mai fi interesată măcar să ne mai dea ceva de făcut. Bun. Aceste organizații internaționale. Vă mulțumesc pentru participare, vom avea prilejul să discutăm și altă dată, probabil atunci când va mai rămâne puțin timp până la alegerile propriu-zise și nu numai despre candidații la președinție. Ne vom întâlni din nou, vă mulțumesc încă o dată, ne vom întâlni din nou mâine seară la Marius Tucășă. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.